De 7 ani în România, nigerianul Kehinde Fatai a susținut luni interviul pentru obținerea cetățeniei. Atacantul Astrei Giurgiu a declarat în mai multe rânduri că își dorește să devină cetățean român și că este pregătit pentru orice. Mi-e doresc să fac mult să fie un cetățean român și deci este un lucru care mi-e doresc foarte mult. Se pare că nigerianul n-a fost pregătit pentru birocrația din țara noastră. După ce a susținut interviul, a aflat cu stupoare că dosarul său nu este complet și că trebuie să aducă un act care să ateste prima sa intrare în România. Fata este optimist și crede că este doar o chestiune de zile până când va deveni cetățean român cu acte în regulă. Atacantul are și o altă mare dorință. Vrea să îmbrace tricoul echipei naționale antrenate de Anghel Iordănescu. Asta e primul lucru care mi-e doresc. Să joc pentru România. În vârstă de 24 de ani, Kehinde Fatai se află în România din anul 2007. Acesta a evoluat pentru Farul Constanța și Astra, fiind împrumutat iarna trecută la FC Bruges în prima ligă belgiană. Fatai are 127 de meciuri și 36 de goluri în Liga 1.